Accident de muncă la sediul Batalionului 151 Infanterie Lupii Negri din Iași. Doi muncitori au fost răniți. Unul a căzut de pe o scară de la peste 2 metri înălțime și a ajuns la spital cu răni mai grave, iar cel de-al doilea, care ținea scara, a fost dus și el la doctor, însă are răni mai ușoare. Alex Puran, colegul meu, vine cu detalii. Bun găsit, incidentul s-a petrecut în jurul orei 12. Cei doi bărbați erau angajați civile ai batalionului 151 Infanterie Lupi Negri din Iași și lucrau la renovarea exteriorului unei clădiri. Unul dintre ei, care are 58 de ani, s-a urcat pe o scară, iar celălalt o ținea. La un moment dat însă s-a întâmplat ceva și muncitorul a căzut de pe scară peste cel aflat la sol. Imediat au fost chemați în ajutor medicii de pe ambulanță. Când au ajuns medicii, au constatat că bărbatul de 58 de ani își rupsese un picior. Celălalt muncitor a scăpat fără leziuni grave, în însă ambii au fost transportați la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași pentru investigații de specialitate. Autoritățile au deschis o anchetă în acest caz.